ziua, vă salută Tatiana. Astăzi voi realiza pentru dumneavoastră un mic decor pentru centrul mesei de Paști. Voi vorbi mai puțin, deoarece sunt răcită, însă voi lucra. Avem nevoie de un om de polistirol care voi, cu atenție, acum tăia jumătate, exact jumătate, și vom obține două părți. Eu am deja unul tăiat, pregătit. Am tăiat unul. După ce l-am tăiat, două bucățele de carton și vom decupa. Cele două părți de carton. Vom avea nevoie de bucată de țesut, mai mult sau mai puțin elastic, însă este de preferat elastic. Vom folosi lipiciul atât la cald cât și cel la rece, cel de care dispuneți, și vom îmbrăca oul în acest țesut. Să întindem bine materialul. Când ne vom uita pe partea cealaltă. Să tragem bine. Materialul vom tăia. După ce am tăiat surplusul de material, vom pune din nou lipici și vom lipi bucățica de carton atât pe o parte a oului cât și pe cealaltă, pentru că va fi nevoie să punem floricelele care vom decora. După cum vedeți, aici mi-au rămas anumite imperfecțiuni. Voi ascunde totul cu o danteluță. Danteluță.
ceda și vom cede doar jumătate oului. După ce am realizat cele două jumătăți, florile de plastic care ați văzut că le-am cumpărat, voi decupa bruțe. Câteva flori care le voi aranja în modul în care se dă un aspect cât mai plăcut. Spatele frunzelor voi aplica lipiciul și voi începe să îmbrac această jumătate de ou. Aici este suficient această jumătate. Voi aplica și pe cea de-a doua jumătate în partea opusă. Deci în această parte. De data aceasta voi aplica lipiciul pe partea din fața frunzelor. Modul în care acestea să se vadă. După ce mi-am pregătit o serie de floricele artificiale, voi începe să decorez interiorul. Folosind același lipici, le voi atașa. În mod cât mai plăcut, cât mai estetic. Vom lipi cu atenție. Este un aranjament de ultimă oră care ne poate salva în momente dificile.
momentul în care nu știm cum să rezolvăm situația. Acum vom lua cea de-a doua jumătate a oului, vom aplica un pic de lipici pe această parte. Și vom uni cele două părți, presând în modul în care acestea să se lipească una de cealaltă. Aranjăm în mod simetric. Și le ținem un pic apăsate. După ce s-au lipit cele două jumătăți de ou, vom mai aplica câțiva bobocei în interior pentru a completa acele câteva goluri. Că în felul acesta reușim în puține minute cu ceea ce avem la îndemână să realizăm acest mic ornament care este frumos, atrăgător și în același timp foarte util, pentru că ne va ajuta, ne va salva practic în momentele atât de dificile. Pune și acesta pe mijlocul ultimul și avem aici toată frumusețea pentru centrul mesei de Paști. Uitați-vă cât de frumos se prezintă. Sper să vă placă, așa cum am spus de foarte multe ori, în ultimul moment se pot realiza lucruri minunate, care apoi, doar lăsând fantezia să lucreze, noi putem să ne salvăm în anumite momente dificile, îl putem aranja bine în acest mod, în acest mod stă perfect, foarte bine. Eu am un altul pe culoare roșie aici. Dacă nu o putem pune în acest mod, și acesta este un mod de a fi prezent. Așa cum spuneam, am aici un altul pe culoare roșie. O sper să vă placă, chiar dacă este un pic cam târziu, dar așa cum spuneam, în ultimele momente, acestea ne pot salva și cu ceea ce avem la îndemână, reciclând vechile flori, putem realiza un frumos ornament pentru centrul mesei noastre de Paște. Eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc Paște fericit tuturor. La revedere, vă salută Tatiana!